Bună ziua, dragii mei! Sunt Cătălin și în cele ce urmează o să vă prezint în cadrul acestui episod noi date despre cum ar fi mai bine să înțelegem și să iubim cățelul nostru, prietenul nostru de companie. Trebuie să înțelegeți de la început că, virgulă, comportamentul câinelui are întotdeauna o cauză și se comportă într-un anumit mod observat de dumneavoastră și nu numai, datorită faptului că, Virgulă, câinele nostru e ființă și el la rândul lui, ca și noi oamenii, de altfel, și are și el, ca și noi, dorințe, bucurii, anumite înclinații, are instincte sociale, o conștiință profesională, dragoste pentru stăpân, mândrie, curaj, frică, gelozie, fidelitate, etc. Deci vedem cu toții că astfel de trăsături specifice câinilor sunt trăsături pe care le au și oamenii. De aceea, e bine să vă cunoașteți cât mai bine câinele dumneavoastră, așa cum vă cunoaște și el, la rândul lui, pe dumneavoastră, în calitate de prieten și stăpân, aceste trăsături, ca de exemplu. Câinele dumneavoastră știe și simte starea dumneavoastră de spirit. Atunci când sunteți supărat, trist, nervos, agitat. Vă cunoaște vocea și pasul. Știe când veți veni spre el sau când vă îndepărtați de el, chiar dacă nu vă aflați în raza sa vizuală. Și nici dumneavoastră, datorită distanței sau a unor obstacole, nu îl vedeți de asemenea. Câinele are simțuri foarte dezvoltate. Unul din acestea e mirosul și auzul, care e mai dezvoltat ca la oameni și e mai puternic decât la om de o mie de ori față de simțul uman. Așadar, cu cât veți înțelege mai bine stările lui, cu atât mai mult îi veți fi de ajutor în anumite cazuri. Să luăm de exemplu acțiunea unui câine de a da roată pe care o observăm deseori, dar poate nu știm ce semnificație are. Ei bine, o să vă spun că această acțiune la câini este una instinctivă. Ea se repetă de zeci de mii de ani, și e de pe vremea când haitele de strămoși ai câinelui, în căutarea hranei, dădeau târcoale pradei, până ce izolau un animal de restul grupului, spre a fi ulterior atacat. Actele lor sunt înainte trecute prin filtrul mirosurilor, ale zgomotelor auzite de ei, datorită unei urechi sensibile la acestea a percepției mișcărilor, de aici vine și judecata lor în luarea unor decizii finale. Veți observa că un copoi care a pierdut urma vânatului va începe să se învârtă în cercuri tot mai largi până ce o regăsește, fiindcă în raționamentul său aceste arcuri largi acoperă o zonă mai mare, nu se lasă ușor pe gubaș, cum s-ar mai putea spune. Comportamentul unui câine este constituit din trei tipuri de reacții, cum ar fi însușiri dobândite prin dresaj, propriile instincte și reflexe. Astfel, dacă vă cunoașteți aceste lucruri despre cățelul dumneavoastră, sunteți în măsură să influențați pozitiv comportamentul lui. Dar să nu vă așteptați că poate să facă deosebirea între bine și rău, sau să credeți că are ambiție. Nu există așa ceva descoperit de știință încă. Iar faptul că, virgulă, câinele poate dobândi caracterul părinților pe cale ereditară, nici acest lucru nu este încă complet lămurit. Da, pot să spun, dumneavoastră, că educația și obișnuința cu unele acțiuni timp de mai multe generații la rând pot duce la anumite instincte moștenite. Dar nici aici nu este întotdeauna o regulă dovedită, științific, iar acest lucru e valabil și pentru oameni. Orice acțiune pe care o face câinele dumneavoastră, o va face în propriul lui interes întotdeauna. Bineînțeles că el va asculta comenzile date de stăpânul său sau de cel care s-a ocupat cu dresajul său, dar asta numai după ce și-a însușit de plin Comanda primită până la reflex, care ulterior devine un automatism pentru cățelul dumneavoastră. Dacă veți ajunge la un moment dat să cunoașteți instinctele și comportamentul emoțional al câinelui dumneavoastră, vă veți înțelege mai bine cel mai bun prieten și astfel veți reuși să-l dirijați mai ușor în orice situație apărută la un moment dat. Câinele dumneavoastră are un atașament special către stăpânul său și acest atașament nu mai este așa de puternic la niciun alt animal față de om. De aceea îi se spune câinelui că e cel mai bun prieten al omului din vremuri străvechi. De ce își iubește așa de mult stăpânul? Poate vă întrebați uneori. Își iubește așa de mult stăpânul, fiindcă câinele pe stăpânul său îl consideră stăpânul haitei. Se simte ocrotit și iubit de el, iar în urma plimbării cu stăpânul său întotdeauna îi va produce senzații profunde, ancestrale, aș putea spune. Că pentru un câine, plimbarea cu stăpânul său e revenirea lui în cadrul naturii, într-o lume cu multe mirosuri care îi dau informații de tot felul, bucurându-l. Să nu uitați niciodată de cățelul pe care îl dețineți, să nu uitați că sunteți pentru el stăpânul haitei, fiindcă atunci când nu sunteți lângă el, e trist, suspicios, uneori ușor agitat, dar odată ce ați apărut lângă el, e bucuros. Caută să vă îmbrățișeze în felul lui. Se învârt în jurul dumneavoastră. Zburdă. Sunt fericiți. De aceea trebuie să-i acordați prietenului dumneavoastră Devotat, timp, răbdare și ajutorul cuvenit lor. Ca să vă înțelegeți câinele dumneavoastră mai bine, în cele ce urmează, o să vă prezint principalele instincte pe care le are un câine. Primul instinct este instinctul social. Toate animalele de haită au un dezvoltat instinct social. O haită a fost condusă întotdeauna de cel mai puternic din haită. Și e necontestat de către ceilalți membri, fiindcă membrii îl consideră pe șeful lor unicul mijloc de salvare și de ajutor în existența lor. Acest lucru este acum preluat de dumneavoastră, iar câinele dumneavoastră vă consideră în viziunea lui un fel de câine superior lui. De aceea, chiar și atunci când ați fost uneori mai sever cu cățelul dumneavoastră, el tot ascultă de comanda. Pe care i-ați dat-o și vine cu aceeași bucurie spre dumneavoastră. Vă ascultă fără să șovăie și știe că aveți drepturi de pline asupra lui, în comparație cu ceilalți membri ai familiei dumneavoastră. Instinctul de proprietate. Animalele de haită au un instinct de proprietate bine dezvoltat, fiindcă, în decursul vremurilor, aveau un teren bine delimitat pentru vânat. Pentru asigurarea hranei, și nu permiteau accesul la altor intruși, iar această moștenire a instinctului de proprietate s-a transmis și câinelui de azi. Câinii își marchează cu urina proprie teritoriul, anumite obiecte din zona locuită de ei. Această carte de vizită a câinelui va da de înțeles celorlalți câini că, virgulă, el este pânul și locul e ocupat. Dacă un presupus dușman încearcă să intre pe teritoriul său, va lătra și va încerca cu vehemență să-l îndepărteze, uneori chiar prin agresiunea asupra intrusului. Câinele, obișnuit cu căminul său, va ști când stăpânul va ajunge acasă, ora de masă, când copiii pleacă la școală, o ora la care se trezește stăpânul și ceilalți membri. Câinele meu de exemplu, din rasa labrador, mă simte când mă trezesc și începe să latre puțin, după care se liniștește. Acest lucru îl face înainte de a mă da jos din pat. El știe că m-am trezit. Stă afară, în curte, și totuși mă simte din casă. Instinctul de apărare a hranei, ca și în cazul instinctului de proprietate, instinctul de apărare a hranei îl face pe câine să nu dea voie la nimeni să ia hrana sau din hrana sa va mărâi dacă cineva încearcă să îi ia hrana devine agresiv. Veți mai observa că, virgulă, câinele știe să sape o mică groapă uneori în care își depozitează un rest de mâncare, apoi acoperă groapa. Acest lucru îl face de obicei câinii sătui. Instinctul de vânătoare Câinii iau urma cum se spune, adulmecă mirosul din aer când e proaspăt sau de pe sol, de pe pământ când e mai vechi și merg pe urmă până la găsirea factorului cu mirosul adulmecat de el. Veți mai observa că au tendința de a alerga după o pisică, după bicicliști, după mașini uneori, după alte animăluțe din curtea dumneavoastră. Atunci când un obiect e aruncat sau se mișcă, acest fapt se datorează instinctului moștenit de la vânătoarea care o făcea în vremurile de demult. Instinctul de conservare. Câinele știe să evite golurile, circulația, apa adâncă, zgomotele stridente, etc. Câinele știe să-și piardă urma din timpurile de demult ancestrale prin rostogolire și frecarea spinării în putreziciuni piei de animale moarte, chiar și în fecale. De aceea veți observa acest lucru și la câinele dumneavoastră, dacă ieșiți cu el afară, la plimbare, e bine să-l supravegheați și să nu îl lăsați în astfel de locuri, fiindcă e predispus datorită acestui instinct de conservare. Câinele se culcă întotdeauna într-o poziție din care poate vedea, prin locul deschis, tot ce se întâmplă pentru a-și supraveghea teritoriul. Atunci când e ger afară, la câinele din curte, veți observa că, virgulă, caută să scormonească culcușul înainte de culcare. Când trăiau în sălbăticie, animalele își făceau singure culcușul, adânceau puțin locul, culcau iarba în locul respectiv și se făceau colac pentru a se feri de vânt și pentru a nu pierde din căldura proprie. Instinctul matern. Înainte de naștere, cățeaua își va căuta un loc liniștit unde să nască pui. Singură va trece prin toate operațiile grele ale nașterii, propriu-zise. Va rupe placenta, va secționa cordonul umbilical, va linge și înviora puii ca cea mai pricepută moașă. Apoi îi va proteja pe cei mici, va ține curățenia în culcuș. Și îi va învăța primele noțiuni de convețuire. Să știți că toți câinii adulți au răbdare cu puie. Nu îi atacă chiar dacă cei mici îi mai mușcă sau îi mai necăjesc uneori. Nici un câine mare din aceeași rasă nu mușcă niciodată un câine mai mic de șase luni. Instinctul de procreere. Acest instinct e declanșat de mirosul femelei în călduri. Aceasta e o chemare irezistibilă, căruia niciun câine nu îi se poate sustrage și astfel câinele își va căuta partenera printr-un debut de curte, pe care îl vor înțelege atât femelele cât și masculii în calea lor spre procreere. Dragii mei, sunt Cătălin, prietenul tuturor animalelor de companie și nu numai. Dacă v-a plăcut acest episod, destinat celui mai bun prieten din toate timpurile, în cazul de față câinele, vă rog să vă abonați, dați un like, share și subscribe. Pe curând!